Bună ziua! Astăzi o să citim Goldilocks și cei trei urși. Ea e Goldilocks. Goldilocks se distra culegând flori pentru mama ei. Se îndrepta cu cât mai adânc și mai adânc în pădure. Stop, Goldilocks, întoarce-te acasă! Pădurile sunt primejdioase când ești singură. Ea a găsit o căsuță cu o grădină frumoasă. Vreau să culeg florile acestea, spuse Goldilocks. Am să văd dacă este cineva acasă. Stop, Goldilocks, mai bate încă o dată. În spatele ușii s-ar putea să fie ceva neașteptat. Bună, strigă ea. Este cineva acasă? Dar nu a răspuns nimeni. Pe masă erau trei castroane din care ieșeau abur. Era un castron mare, un castron mijlociu și un castron mic. Oh, terci de ovăz, spuse Goldilocks. Mor de foame! Stop, Goldilocks, nu fi grăbită. Situația poate deveni foarte neplăcută. Goldilocks luă o lingură din castronul mare. Vai, țipă ea, era mult prea fierbinte. Apoi încercă castronul mijlociu. Uf, era mult prea rece. Castronul cel mic era tocmai bun și Goldilocks a mâncat totul. Cu burtica plină, ea se îndreptă spre camera următoare. Stai puțin, Goldilocks, nu poți umbla de colo-colo și să-ți bagi nasul în casa altcuiva. În fața focului arzând și cald erau trei scaune. Un scaun mare, un scaun mijlociu și un scaun mic. Mai întâi, Goldilocks s-a cățărat pe scaunul cel mare, dar era prea tare. Apoi s-a cățărat pe scaunul mijlociu, dar era prea moale. Totuși, scaunul cel mic era tocmai bun. Goldilocks tocmai se lăsă pe spate când, crac! Picioarele scaunului s-au rupt și a căzut pe jos. Au! Strigă ea, scaun prost. Oh, nu, Goldilocks, ce ai făcut? Ridică-te repede și fugi! Goldilocks se simțea obosită, așa că se urcă pe scări la etaj. În dormitor erau trei paturi, un pat mare, un pat mijlociu și un pat mic. Se cățără pe patul mare, dar era plin de cocoloașe. Apoi a încercat patul mijlociu, dar era prea elastic. Totuși, patul cel mic era tocmai bun și foarte repede ea a adormit. Trezește-te, Goldilocks, deschide ochii, căci s-ar putea să ai o surpriză mare. Tocmai atunci, cei trei urși au venit acasă. După ce s-a împiedicat de un coș, tatăl urs a observat masa. Cineva a mâncat din terciul meu de ovăz, spuse el cu o voce răgușită. Cineva a mâncat din terciul meu de ovăz, spuse într-un ecou mama urs cu vocea domoală. Cineva a mâncat din terciul meu de ovăz, strigă cu vocea scăzută copilul. Și au mâncat totul. Trei urși, foarte flămânzi, simțindu-se puțin obosiți, dar un monstru culegător de flori nu părea să fie prea înspăimântător. Ținându-se de mână, s-au furișat în camera de zi. Cineva a stat pe scaunul meu, spuse tatăl cu vocea răgușită. Cineva a stat pe scaunul meu, a spus într-un ecou mama urs cu vocea domoală. Cineva a stat pe scaunul meu, strigă copilul urs cu vocea scăzută. Și uite, l-au rupt! El a izbucnit în plâns. Acum erau foarte îngrijorați. În vârful picioarelor au urcat încet pe scări spre dormitor. Cei trei urși grizzly, nesiguri de ce vor găsi. Poate un monstru ticălos care rupe scaune? Cineva a dormit în patul meu, strigă tata urs cu vocea tare răgușită. Cineva a dormit în patul meu, spuse într-un ecou mama urs cu vocea domoală. Cineva doar a dormit în patul meu, se boci copilul urs cu vocea și mai scăzut. Și uite!
Gălăgia o trezi pe Goldilocks și țipă, în timp ce urșii își reveneau din șoc. Goldilocks a sărit din pat și a fugit pe scări și a apucat coșul gol și a fugit. Ei bine, Goldilocks, așa-ți trebuie. Acești urși te-au speriat rău de tot, dar e un secret care trebuie împărtășit. Cei trei urși erau și ei tot la fel de înfricoșați. Sfârșit!